Bună seara, stimați telespectatori! Suntem din nou la Zi de Zi în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra. Era să zic Muzeul în Aer Liber, tocmai când ne-am ascuns un pic de ploaie într-o superbă casă din Săliște. Suntem în ajun de bună vestire și mă gândesc să vă pun la inimă un cuvânt din același Marco Ascetu, cuvânt care mie mi-a plăcut teribil de mult. Să nu încerci a dezlega prin gâlceavă un lucru încurcat, ci prin cele arătate de legea Duhului, adică prin răbdare, rugăciune și nădejdea care numai la un lucru se gândește. Cel care se roagă trupește și încă nu are cunoștință duhovnicească este ca orbul care strigă și zice: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Ne apropiem de un mare praznic. Deja în slujbele bisericii se simte cum tresare buna vestire, cum îngerii coboară bucuroși să se întâlnească cu îngerița de Maica Domnului, cu minunata Fecioară, care așteaptă cuvântul de întărire al Arhanghelului pentru a putea să spună acel fie mie după cuvântul tău. Dar printre aceste gânduri, gândul acesta rămâne al lui Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, care este refrenul de aur al întregului post al Paștelui. Dacă vreți să ne strângem cuvinte luminoase în inimă, în cuget, în tot ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi, începutul este acesta, al orbului acestea ce așteaptă luminarea: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Suntem chemați în toată perioada aceasta a postului să înțelegem lucrurile care ni se petrec, să aflăm cu bucurie că mare parte din ceea ce trăim nu este întâmplător, cum ne spunem câteodată după cuvinte, ci este marele dar al lui Dumnezeu. Să nu încerci a dezlega prin gâlceavă un lucru încurcat. Poate că n-ar strica măcar în post să fim mai puțin gâlcevitori și mai puțin atenți la gâlcevile celor din jur, care vor neapărat, ca niște copii răsfățați, să iasă în față, să ne pare rău că îi avem. Încercați cu smerenie și cu dragoste, vă rog, să faceți și din postul acesta un post al iertării, un post al înțelegerii celuilalt, un post al trăirii împreună cu celălalt, al lucrurilor celor mari ale Împărăției lui Dumnezeu. Suntem într-o veche casă săliștiană și într-un fel sau altul mă gândesc că pe geamurile acestea au privit generație după generație și ploile, și nisorile, și soarele, și războaiele, și pacea, oameni care, într-un fel sau altul, ne sunt adăstarea fără de gâlceavă înaintea tronului lui Dumnezeu. Sigur că nu este ușor să trăiești în clipele acestea și în momentele acestea prin istoria lumii în care trăim, dar nu e nici imposibil și trebuie să învățăm împreună că viața noastră este cerută de fiecare dată în duhul răbdării și al rugăciunii. Mâine, fără îndoială, este nouă zi, o zi minunată, ziua bunei vestiri.